Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi se găsește în Cartea Deuteronom, capitolul 3. Dumnezeu a poruncit lui Moise să scrie următoarele cuvinte. Ne-am întors și ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og, împăratul Basanului, ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva noastră la Edrei. Domnul mi-a zis, nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale pe el și tot poporul lui și țara lui, să te porți cu el cum te-ai purtat cu Sihon, împăratul amoriților care locuia la Hesbon. Și Domnul Dumnezeul nostru a mai dat în mâinile noastre și pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui. L-am bătut și n-am lăsat să scape nici unul din oamenii lui. I-am luat atunci toate cetățile și n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră. 60 de cetăți, tot ținutul Argob, împărăția lui Og din Basan. Toate cetățile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porți și zăvoare, afară de cetățile fără ziduri, care erau foarte multe la număr. Le-am nimicit cu desăvârșire, cum făcusem cu Sihon, împăratul Hesbonului, am nimicit cu desăvârșire toate cetățile împreună cu bărbați, femei și prunci. Iar toate videle și prada din cetăți le-am luat pentru noi. Astfel, în vremea aceea, am cucerit de la cei doi împărați ai amoriților țara de dincoace de Iordan, de la pârâul Arnon până la muntele Hermon. Sidoniții zic Hermonului Siron și amoriții îl numesc Senir. Toate cetățile din câmpie, tot Galaadul și tot Basanul până la Salca și Edrei, cetăți din împărăția lui Og în Basan. Numai Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul refaimiților. Patul lui, un pat de fier, este la Rabat, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de 9 coți și lățimea de 4 coți după cotul unui om. Atunci am luat în stăpânire țara aceasta, am dat-o rubeniților și gadiților, ținutul de la Aroer, care este până la Arnon, și jumătatea muntelui Galaad cu cetățile lui. Am dat jumătate din seminția lui Manase, ce mai rămânea din Galaad, și toată împărăția lui Og din Basan, tot ținutul Argob cu tot Basanul, care purta numele de țara refaimiților. Iair, fiul lui Manase, a luat tot ținutul Argob până la hotarul gherșuriților și maacatiților și a pus numele lui târgurilor Basanului, numite și azi târgurile lui Iair. Am dat Galaadul lui Machir. Rubeniților și galadiților le-am dat o parte din Galaad până la pârâul Arnon, al cărui mijloc slujește ca hotar, și până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon. Le-am mai dat câmpia mărginită de Iordan, de la Kineret până la mare, până la Marea Câmpiei, Marea Sărată, la picioarele muntelui Pisga, spre răsărit. În vremea aceea v-am dat porunca aceasta, Domnul Dumnezeul vostru vă dă în mână țara aceasta ca să o stăpâniți. Voi toți cei buni de luptă să mergeți înarmați înaintea copiilor lui Israel. Numai femeile voastre, pruncii și vitele voastre, știu că aveți multe vite, să rămână în cetățile pe care vi le-am dat, până ce Domnul va da odihnă fraților voștri, ca și vouă, și vor lua și ei în stăpânire țara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan. După aceea vă veți întoarce fiecare în moștenirea pe care v-am dat-o. În vremea aceea am poruncit lui Iosua și i-am zis,
ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împărați. Așa va face Domnul tuturor împăraților împotriva cărora vei merge. Nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pentru voi. În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis: Stăpâne, Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: destul! Nu mai vorbi de lucrul acesta. Suie-te pe vârful muntelui Pisca, uită-te spre apus, spre miază zi, spre miază noapte, spre miază zi și spre răsărit și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. Dă poruncă lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. Și am rămas astfel în vale, în dreptul Bet Peorului. Tată bun, învață-ne să credem și învață-ne să fim de acord cu Tine. Binecuvintează poporul Israel, moștenirea Ta. Și dacă vrei, îndură-te și de noi. Amin. Vedeți, dragii mei, cum poți să citești așa ceva și să crezi? Cum poți să citești așa ceva și să ți se potrivească? Cum poți să citești așa ceva și să nu cauți toate posibilitățile care există ca să găsești soluții să contrazici? Când eram copil acasă, printre alte orătănii ce aveam în curte, aveam și găini. Și era câte o găină, nu toate, dar era câte o găină care nu rezista la gândul că ea trebuie să stea în curte. Și se ajutau cu aripile, sărea pe gard și trecea la vecin. Mama, pentru că le cunoștea, le lua, le ducea la tăietor, nu știu dacă ați prins rămâne, ăsta îi prindea aripa unde, așa, și cu săcurea îi tăia penele de la aripă și avea numai cioturi. Se ducea la gar și dădea din ciotul, dar așa suna, de gândeai că bocăne pe cineva. Dar nu mai mergea. Și atunci găina făcea un lucru, nu știu dacă ați văzut, lua gardul sau toată curtea și cu mâinile la spate, pe la partea de dedesubt a gardului, verifica fiecare centimetru dacă nu găsește o gaură pe un streacă pe sub gard. Bă, și nu obosea, mă. Toată ziua mergea, uite așa, pe la toată ziua mergea pe la tot. Aștepta să întâmple o minune, să fie ceva. Până la urmă, probabil, undeva, îi se părea ei că ar fi mai, nu știu cum să zic, mai vulnerabilă situația. Și se apuca ea, cum știa, și făcea o mică gaură acolo sub gar și se băga.
Și se întâmpla câteodată că rămâne acolo. Striga ca o disperată că ea nu mai poate să iasă de acolo. Zvârcol, dar nu putea nici. Mergeam, o luam, o scoteam afară frumos, acoperea în gaură. Și după ce lăsam liber, ce făcea? Același lucru. Același lucru. Iar ajungea acolo. Acolo era mai proaspăt reparat. Iar. Și până la urmă își făcea o gaură, ieșea și se ducea la vecină. Mama se înfuria. Și o tăia. O tăia și pentru sâmbătă aveam niște pulpane, niște piept de pui prăjit, bun, așa cum îl făcea mama. Așa mirosea așa fum, nu că îl băga la fumătoare, că mama săraca mergea afară și îl uita în labo și se sardea, dar așa ea de bun era. Și se gătea istoria găinii sau puiului. Așa suntem noi. Când citești așa ceva, ești ca găina mea, mamei de la Sulovăstru. Tot te duci, te duci, te duci să cauți o gaură undeva să ieși, că n-are cum să fie așa. Până la urmă te înfungi. Bine, Dumnezeu te scoate și zice, stai mă liniștit, că așa e cum am scris. Astupă, repară, dar tu iar o iei de la început. Până la urmă îți faci o gaură și ieși. Și când vede că ai ieșit, îl duc și gata. E macabru. Nu, e chiar satiric. Ce să fie macabru? Da. Este, să spunem așa, a treia dare de seamă sau a treia evocare pe care o face Moise în capitolul 3 despre cum au călătorit. Și din pasajul acesta aș vrea să ne oprim asupra câtorva gânduri care au în ele și o nuanță punctuală de sfat, de învățătură. Majoritatea povestirii din capitol este ca să iei aminte cum a fost, să-ți imaginezi, poate să faci anumite analogii pentru viața ta, dar sunt și câteva punctări cu un rost precis. Prima dintre ele este: nu te teme de ei. Nu te teme de ei. Nouă ne place să avem tot felul de filme din astea pocăiești și de împletituri de profeții și să scoatem cumva ceva, dar știți de cine le spune Dumnezeu iudeilor să nu se teamă? Știți de cine? De noi. De noi, noi suntem iudei. Ei, nu? Adică Dumnezeu dă o poruncă poporului iudeu. Nu vă temeți de nimeni de pe pământ care nu sunt iudei. Da, sună rău, mă simt prost. Sunt chiar basculat. S-o javră. Păi stai ăsta, nu? Păi stai ăsta. Adică vrem, nu vrem, credem, nu credem. Vă spuneam mai la încoronarea regelui Charles, niște oameni de specialitate istorici și un frate vitreg de-a lui tata, adică sfrați numai după mamă, era profesor, și au făcut în zona Maramureșului genealogii. Și este o genealogie pe care am urmărit-o în carte, care merge până la anul 1531, când Moisin Coman primește titlul de nobil de la regele Ungariei. Și pe genealogia aceasta, dacă informațiile acestor istorici sunt corecte, eu mă trag din familia aceasta. 1500, da, ce e? Și văd un videoclip de al regelui Charles cu poze, nu cu ani și cuvinte. Nici nu mai știu de când se duce el și intră în Panteon și vede pe din anul
800 și nu știu cât, își vede pe fiecare tată al tatălui, al tatălui, al tatălui, al tatălui, al tatălui, până ajunge la el. N-ai cum să fii vreodată așa. Da, noi suntem neam de lichele comuniste. Mai întâi comunist, comunist bolșevic și acum comunism american, în care noi, pentru că avem arme, zicea Adrian Păunescu, dragul de el, pe pământ idioții au arme. Și avem arme și ne facem și noi loc în istorie. Dar noi suntem oameni fără istorie. Da, ăștia suntem. Când folosește această neistorie, când folosește această neexistență, pentru ca să-ți faci istorie și să-ți faci existență, intri în conflict cu cine a făcut istoria. Știți cine a făcut istoria? Dumnezeu. Nu zicem că oameni, nu. Istoria înseamnă nume, ani și locuri. Numele, anii și locurile le-au făcut Dumnezeu. Și zice aici, poruncește, nu te teme de ei. Există un lucru fundamental pe care eu și cu voi fie nu-l conștientizăm, fie dacă îl conștientizăm, noi refuzăm să-l știm. Niciunul dintre noi nu poate simți evreiește. Că n-ai sânge. Niciun ungur de aici nu poate simți românește. N-are cum să simtă românește. Că n-are sânge. Niciun român de aici nu poate simți ungurește. Eu sunt căsătorit cu unguroaică și am devenit filohun, adică iubitor de huni. Dar nu poți simți cum simte el. Când aude un cuvânt, e ca atunci când aduce vântul o, nu știu cum să zic, o adiere de blană de șoarece pe la nările unui motan. Adică, n-ai cum să simți asta. Mai el simte asta. N-ai cum să simți asta. Noi nu putem simți evreiește. Noi trebuie să facem un efort ca să-L înțelegem pe Dumnezeu. Pentru că, deși nu credeți, Dumnezeu și-a dat revelația Lui doar evreilor. N-ați știut asta? Refuzați să știți asta. Cartea aceasta a fost dată evreilor. Și Vechiul și Noul Testament. Da. Și atunci trebuie să ai un plus de interes. Zice Sfânta Scriptură că Dumnezeu a avut milă și a zis, mă, deschide ușă și lasă-i și pe ăștia să vină. Dar nu, da, zice, să nu vină cu ifose. Zice, nu te făli, ci pocăiește-te. Da. Noi facem din Hristos, mă, Hristos era evreu. Și punct. Și aici spune poporului care era în drum spre Canaan, îi pedepsește, îi bagă în pământ, chiar dă foc peste ei, ferească Dumnezeu ce-a făcut cu ei pe acolo prin pustie. În ciuda acestui fapt, zice, ascultă aici, nu te teme de ei, pentru că pe toți ți-i dau ție, nu ca să te slujească, ci ți-i dau ție ca să ce? Ca să-i omori. Folosiți cuvântul ăla. Ți-i dau ție ca să-i omori. Cum adică să-i omorăm? Să-i omori. Pe câți? Pe toți. Care pe toți? Pe toți bărbații? Nu. Pe toți. Cum adică și pe bătrâni? Și pe bătrâni. Cum adică și pe femei? Și pe femei. Cum adică și pe copii? Și pe copii. Iubiții mei, e
eu nu rezonez sau nu sunt împotrivă. Adică atitudinea mea nu are nicio relevanță în ecuația asta. Îmi asum riscul pentru mine, pentru prima dată în viața mea de 60 de ani, să mai cred și pe Dumnezeu. La vreo 50 de ani, 40 ceva de ani, i-am crezut pe oameni ca pe Dumnezeu. Și toți m-au bajocorit. Le-am sărutat mâna și fundul cu conștiinciozitate ieșită din comun. Și n-am valorat nimic. Și am luat o hotărâre să fac același lucru cu Dumnezeu. S-ar putea să-mi fac aceeași figură ca oamenii, nu știu. Dar măcar știu că de o vreme încoace multă sărut doar mâna lui Dumnezeu. Și El zice poporului Său: nu te teme de ei. Eu când citesc aici zic că mie îmi zice să nu mă tem de ăia și de ăia. Nu. Lor le zice să nu te tem de Coman. Stai un neteat împrejur. Nici de ăla. Să nu te tem de ei. Pentru că ei nu reprezintă nimic pentru mine datorită alegerii tatălui lor pe care îl numea Cain. Păi tata, și pe la totul l-ai făcut. Nu mă interesează. Vedeți, iubiții mei, până nu-i cer la Dumnezeu să poți simți evreiește, nu poți simți nici ritmul Scripturii. Pentru că noi simțim altfel. Trebuie să aibă loc un fenomen care ar fi trebuit să aibă loc la botez, dar se pare că n-a avut. Trebuie să aibă loc un fenomen dumnezeiesc în trupul meu și în trupul tău, pentru ca noi să nu mai simțim cum simt ceilalți, ci să simțim cum simte evreul, iudeul, care este din Avraam, care este din Dumnezeu în mod dublu, dacă pot să mă folosesc așa, de expresia asta. Și uite ce zice mai departe. Zice, evocă situația și zice: am făcut cum a zis Dumnezeu. Am omorât pe toți împreună, cu bărbați, cu femei, cu prunci, și acum urmează ți scârbă. Și am luat tot ce au agonisit ei. Asta nu e numai tâlhărie. Este măcar să tași, măcar să nu spui. Poate că Moise n-ar fi spus, că era rușine. De-aia zis Dumnezeu, scrie, mă. Ce? Scrie că ai luat-o de acolo. Bine, acum după ce i-am omorât pe tot, să zic, mă, scrie, mă, că ai luat-o de acolo, mă. Păi ce o să zică istoria după mine? Bă, Moise, pe mine chiar nu mă interesează. Adică e alt film. E rupt de altundeva scenariu. Acesta este în contextul de față, sau cred eu, cea mai fundamentală realitate pe care, neacceptând-o, n-ai acces la Dumnezeu. Că n-ai cum. Că nu poți simți cum simte El. Păi când acum câteva zile, când a spus în limba ebraică Netanyahu câteva versete din cartea prorocului Isaia, nu știu dacă ați avut curiozitatea să-l auziți pe el cum zice, poate că nu suntem la fel, dar eu a trebuit să mă așez pe scaun. Am avut senzația că cad în picioare. Pentru că cuvintele acelea, când le-a citit el,
E ca și cum aș găsi eu acum o scrisoare de-a mamei către mine și îi citesc cuvintele mamei. Nu că am auzit, că s-o zis, că s-ar putea, că mi se poate. Nu mă, ăla au zis cuvintele lui Dumnezeu care au fost rostite în oasele lui. Deci dacă există Dumnezeu și dacă Scriptura e de la Dumnezeu, atunci filosofia mea despre realitatea ultima mântuirii trebuie să aibă cu totul și cu totul altă perspectivă. Iisus nu era român, nici francez, nici neamț, nici argentinian. Iisus era și rămâne evreu. Mergem mai departe. Zice că erau la marginea Iordanului și după ce au distrus toate popoarele de acolo, le-a dat Dumnezeu lor o parte din pământul dincolo de Iordania, dincolo de Cisjordania. Adică dacă lucrurile sunt cum le citesc, sunt băieți fini, nu și-au luat înapoi tot ce le-a dat Dumnezeu. Azi ne mulțumim cu atât. Da. Da, măi, cum adică, tu ești nebun. Între timp acolo au ajuns oameni care au stat de mii de ani cu familie, cu copii, cu afaceri. Cu... Măi, eu n-am nimic cu asta. Și eu n-aș putea să fac ce fac ei. Dar e foarte posibil ca ceea ce fac ei să țină nu numai de elementul profetic, ci să țină de ascultare. Du-te înapoi și ia-ți țara în stăpânire. Păi cum să iau, că acolo sunt nu știu câte bine. Nimicești tot. Păi dar e împotriva firii, e împotriva legilor. Bă, tu ai auzit ce am spus eu? Nimicești tot. Dragii mei, e vorba acolo de trei județe. Nu știu care e suprafața în metri pătrați sau în kilometri pătrați. 3-4 județe, dacă or fi. Și e vorba de 7 miliarde de oameni care toți sunt împotriva lor, și americanii. Și acum întreb, ce ar trebui la 8 miliarde de oameni, ce le-ar trebui ca să șteargă așa în 15 minute cu 3 județe să nu mai existe pe pământ? Ce le-ar trebui? Le trebuie o semnătură și nu le-o dă. Le trebuie o semnătură și nu le-o dă. Adică așa trebuie să-L vedeți pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă semnătura, acum le-a dat-o iudeilor, le-a semnat. Prăpădiți. Cine se bagă? Auzi, bă, că au aruncat un spital în aer și au murit copii și... Auzi, bă, că au aruncat în aer un cârt de salvări care ducea oameni și au omorât, nu știu... Auzi, bă. Adică noi am luat ca dintr-un puzzle. Știți ce e la puzzle? Chestii de la tăiate care le tot pui ca să faci o imagine. Și acum închipuiți-vă ce numim noi Scriptură și Revelație. Este un puzzle din ăla făcut așa, ce știu, foarte complicat, mare, și ne ducem din el și din două, trei locuri, furăm câte o chestie din aia și avem vreo 5 din ăla și ne ducem cu ele în altă parte și cu alea ce le-am furat tot facem imaginație, adică nebuneli. Că doar cu alea nu poți să faci nimic, numai că vii unde ai puzzle-ul întreg. Păi nu poți, dragul meu, nu poți să simți evreiește dacă nu ești evreu. Sau dacă nu te duci spre Dumnezeu evreul să-L rogi să te ajute să simți. Și
pentru că nu poți simți, toate judecățile pe care le faci sunt logice, raționale și perfecte. Doar că toate sunt în mod violent împotriva lui Dumnezeu. Și lucrurile merg mai departe. Auzi ce zice aici. Au ajuns acolo, le-au dat teren dincoace de Iordan, la două seminții și jumătate, și zice Dumnezeu, hopa, dați un pic așa, aici e liniște, lăsați-vă nevestele, copiii, vitele, tot ce aveți, dar toți oamenii purtători de armă, se duc cu fraților, trec Iordanul și după ce își termină treaba, se întorc la familiile lor. Ce treabă le-a dat după ce a trecut de Iordanul? Să-i ucidă pe toți. Pe câți o zis că dacă îi lasă în viață, îi avantajează pe ei? Pe niciunul. Și dacă unul lași în viață, vei avea problemă toată istoria. E macabru. E îngrozitor. De ce evidențiez aceste lucruri? Pentru că dade, înțelege Iacob Coman, dacă vrei și tu, înțelege ce zice pe buze când rostește cuvântul iubirea lui Dumnezeu. Că noi zicem iubirea lui Dumnezeu. Noi zicem, dar nu simțim. Pentru că dacă ai simți evreiește când pronunți expresia iubirea lui Dumnezeu, dacă ai simți evreiește, asta ar însemna că orice om care a întors spatele lui Dumnezeu trebuie să moară. Nu contează în ce condiții. Dar noi nu avem asta. Noi nu putem simți. Mergem mai departe și încheiem. Și vine Dumnezeu și zice din nou, zice, nu te teme, îi zice Moise acum lui Iosua, zice, nu te teme, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pentru voi. Adică va face ce? Vis-a-vis de ce m-a întrebat Narcis. Adică îi va ucide. Va executa o sentință. S-ar putea ca nu știu cum să zic, logica asta mea de diferențiere între ucidere și executarea unei sentințe, s-ar putea să fie un artificiu. S-ar putea să fie un artificiu, nu am nicio problemă ca să recunosc, să retractez dacă este așa. Dar dacă Dumnezeu vrea să ucidă, cine îl poate opri? Nu? Și ajung la legea mea de bază. Eu am o lege pe care am încălcat-o poate un pic acum 3 ani, când m-au ucis ai mei. Legea mea este următoarea. Ori de câte ori un rob se supără pe împărat, întotdeauna pierde robul. Aici nu e problemă de adevăr sau dreptate. Aici e problemă de relație. Nu știu dacă ați înțeles, doamnelor, parabola aceasta. Ori de câte ori o nevastă se supără pe bărbat, întotdeauna pierde nevastă. Ce zici, Narcis? Mai bine tăceam? Sau e bine că am zis? Da. Zii, Narcis, dragul meu. Dumnezeu are situații care a rezolvat problema altfel. Au avut războaie. Și zice, când s-au trezit dimineața, erau toți morți pentru că Îngerul Domnului a intrat și a omorât pe toți. Da. Sodoma și Gomora. Pruceasă foc și pruceasă. N-a ridicat nimeni nici măcar un deget. Da. Avea soluții. Da, mulțumesc. Repet pentru cei care sunteți online. Au auzit? Da? Da? Da, avea soluții. Și în afară de astea două care le-am mintit, ar mai fi fost și altele. Nici până astăzi nu înțeleg de ce i-a convenit soluția asta. Pentru că în multe locuri este cu subiect și predicat. A zis, du-te și exterminai. Da. Adică e clar că avea soluții. De ce a ales soluții și soluțiile astea? Nu știu. Și în final,
Cu asta am încheiat, dragii mei. Zice, băi, frații mei, uitați-vă un pic acum la mine. Mergem prin absurd că eu sunt cel mai blând om de pe fața pământului. Așa era Moise. Mă vedeți? Dacă aveam roba și toiacul era mai... Așa. Și Moise ăsta vorbea cu Dumnezeu așa, hai încoace, Andrei, hai încoace. Hai mai aici lângă mine, ce ți-e frică? Servus! Uite, așa vorbea Dumnezeu cu Moise. Cum vorbesc eu cu... Ce face, Andrei? Bine? Ai mai studiat la pian? Ai mai studiat la pian? Da. Ouă de găină mai strânge acasă? Da. Serios? Da? Și ce faci cu ele? Le pun în frigider. Le pui în frigider? E bun, că atunci stau. Da? Așa vorbea Dumnezeu cu Moise. Măi, frații mei, așa vorbeau. Mulțumesc, Andrei. Și acum închipuiți-vă că acest Moise care vorbea cu Dumnezeu, cum am vorbit eu cu Andrei, se așează pe genunchi. Dacă Scriptura vorbește adevărat, în 120 de ani a greșit o singură dată. Dacă ieși odată și se pune pe genunchi și vine ăsta lângă el, că ei povesteau. Zice, bă, tată, bă, nu ți-am cerut în viața mea nimic. Bă, lasă-mă să intru în țara asta să o văd. Și se uită ăla la el și zice, auzi, destul. Știți cum se traduce asta pe românește? Închide-ți gura că te pocnesc. Și eu fac ravagii pe aici că m-am rugat pentru nepotul meu sau pentru mătușa mea sau pentru un frate că e beteac și Dumnezeu nu m-a ascultat. Auzi, bă, acum și-o permis să nu mă asculte. Adică, eu și cu voi, ca să putem avea acces, trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să simțim evreiește. De-aia zice Scriptura că putem fi evrei altoiți. Și dacă vreunul ajunge să fie evreu altoit, zice Scriptura să nu se fălească, ci să ia în considerare pocăința. Iar ultimul verset te doboară. Și am rămas astfel în vale. S-au strâns toți, au început să meargă și pe mine Sfântul Dumnezeu al dragostei m-a abandonat mai rău ca pe un câine. M-a lăsat pe drum. Am acasă, v-am povestit, este o lecție a mea de viață. Sunt doctor în filosofie, cu titlu obținut la Academia Română, dar n-am învățat în cei 7 ani de doctorat de filosofie nimic pe lângă ce am învățat în ultimul an și jumătate de la motanul meu, Stalin, care e bolnav de cancer. E grețos. Nu se mai curăță. Îl curăț eu câteodată. Pute. Nu este pisică să pută. Da, motanul meu pute. Și stă la ușă așa, prin geam, și se uită la mine Dumnezeul. Să-i deschid ușa, să-l las un pic în casă, după ce a mâncat, deci nu ca să mănânce. Și vine în casă
și toarce. Vine în casă și toarce. Iubiții mei, e extraordinar că iubiți oameni. E extraordinar că iubiți filosofia ale oamenilor sau orientări din zona pastorilor, a preoților. Fiecare avem drepturi, suntem liberi pe pământul acesta și drepturi date de Dumnezeu. Dar tot acest, cum zice ungurul, tot acest fainoșag, tot această frumusețe, n-are numitori comuni cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu poți să-L simți doar dacă simți avramic. Dacă nu, nu există puncte de întâlnire între text și tine și nu există puncte de întâlnire între tine și Dumnezeu. Ce suflet hain să ai ca să refuzi rugăciunea omului prin care ți-ai mântuit poporul? Ce suflet hain să ai ca să refuzi rugăciunea celui care și-a sacrificat sănătatea și viața trăind 40 de ani în mijlocul a peste 2 milioane de răzvrătiți și de nebuni? Ce suflet hain să ai care ți-ai periclitat casa și sufletul între niște oameni care tot a treia zi vreau să te omoare? Și acum vine și îți face o rugăciune. Lasă-mă să pun piciorul dincolo de Iordan. Și el zice, taci, că-ți scot dinții. Și Moise a tăcut. Și a mai scris ceva. Am rămas singur în urma unui popor care pleca în Canaan. Acesta e Dumnezeu. Cine vrea să-L iubească, e bine. Cine nu vrea să-L iubească, e bine. Cine vrea să-L explice sau să-L modifice, face parte tot din cei care nu vor să-L iubească. Și e tot bine. Dumnezeu să vă ajute vouă și mie să călătorim demni spre Canaan. Amin. Amin. Pentru că timpul a trecut, ne ridicăm și luăm aminte la rugăciune. Doamne, Tată care locuiești cerurile, iartă păcatele noastre. Ai milă de noi. Și dacă ne-ai deschis ușa aceasta ca să fim și noi între cei ce călătoresc spre Canaan, fă ceva ca să simțim cum simt ei. Și în felul acesta, Sfinte Dumnezeule, mare, sfinte și fără de moarte, în felul acesta, mărturisirea noastră, alergarea noastră, mândria noastră, să nu fie degeaba, ci prin Hristos evreul, având iertarea păcatelor noastre, să avem prin Tine și lumina Ta intrarea în împărăția cerurilor. Binecuvintează astăzi poporul iudeu. Și, Doamne, dacă vrei, nu mai îngădui să moară vreun soldat. Fii ca altă dată. Te rugăm și pentru oamenii care locuiesc în Gaza,
pentru casele lor, pentru familiile lor, pentru copii, pentru femei, pentru bătrâni. Ne rugăm pentru toți, Doamne. Dar hotărârile tale vor rămâne pentru totdeauna drepte. A Tău să fie slava acum și pentru toți vecii. Amin. Amin.